Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Maia și astăzi ne aflăm în Antalya, Turcia, în vacanță cu copiii. Noi în fiecare an venim în Turcia pentru că ne place foarte mult. Turcia este foarte frumoasă, turcii sunt ospitalieri, de aceea am ales și acest resort pentru acest an. Haideți să vedem cum este acest resort și ce ne oferă. Ne aflăm la Royal Siginus, un resort renumit în acest grup, grupul Stone. Acest grup noi l-am ales de câțiva ani și suntem mulțumiți și de curățenie, și de mâncare, și de frumusețea acestor resorturi. Acum o să vedem cum este și în acest resort. După cum vedem, cred că simbolul acestui resort este steaua. Până aici am văzut luminile în formă de stea, deasupra este o stea. Chiar și această fântână arteziană este tot în formă de stea. Așa cum v-am spus, resortul face parte din grupul Stone, un grup foarte mare și foarte bun. Aici sunt foarte multe pisici. Deja am văzut câteva la intrare. Acum o să intrăm înăuntru să vedem ce găsim și ce vedem ca întotdeauna. Hotelul are 9 etaje. Aici sunt lifturile. Aceasta este camera noastră. Intrăm. Aici este dulapul de haine. Am așezat repede cât am putut, ca să putem ieși. Este și seif. Uitați ce cameră frumoasă, este minunată, superbă, aș spune. Și așa cum v-am spus, simbolul acestui hotel este steaua. Și în cameră avem stele. Stele și lumini frumoase. Este minunată. Camera este superbă. Îmi place foarte mult. Din cameră o să ieșim pe balcon. Pe balcon sunt două scaune, o măsuță, scrumieră pentru fumat. Noi suntem la etajul 4, se vede marea. Aici, în fața noastră, avem hotelul Melas Lara, iar aici avem minunatul Hotel Royal Palace Holiday, dove am stat acum 2 ani. Este minunat și acesta, face parte tot din grupul Stone. Din balcon se văd piscinele, o parte din piscine, pentru că mai sunt și în partea elaltă în fund. Suntem la etajul 9, uitați ce frumos se vede de sus. Minunat! Acum mergem la restaurant să luăm micul dejun. Uitați ce frumos este!
soțul meu deja și-au luat două cornuri. Bucătarul campion ne spune bine ați venit la micul dejun, ca în fiecare zi. Aici găsește toate, simit, renumitul simit, cornul. Puteți pregăti pentru micul dejun tosturi, pâine, e de toate felurile, de toate culorile, albă, neagră, integrală, cu cereale. Aici este pâine pentru decor, steagul Turciei, iaurturi, borcanele pentru copii. Nu știu dacă știți, dar în Turcia nu se face micul dejun doar cu un corn și o ceașcă de lapte. Se mănâncă normal, tot ce vrei. Ciorbe, brânzeturi, măsline. Iar acum o să mergem să vedem ce vă place să mâncați la micul dejun. Mi-aș dori foarte mult să-mi scrieți în comentarii ce vă place din tot ce vedeți aici. Aici este ciocolată. Dulcețuri de care vă plac și de care vă doriți. Aici găsiți salate, castraveți, roșii, lămâi, ardei iute dacă vreți să mâncați de dimineață, mărar, pătrunjel. Aici sunt cereale pentru copii și pentru dumneavoastră dacă vă plac să le puneți în lapte. Biscuiți, biscoțe. Mie aceștia îmi plac. Aici sunt fructe. Peperi, struguri, mere, pere. Piersici. Tot ce vă doriți. Salate de ton, salate de roșii, salate de salmone. Aici avem miere cu migdale, aici avem fagurele și aici avem miere cu fistic. Nuci, stafide, fiche, rahatul turcesc care este foarte bun. Aici avem dulcețuri de toate felurile. Aici sunt ouă. Miroase atât de frumos. Aici avem una din preferatele mele. Börek cu brânză. Sunt și cu carne, dar mie nu-mi plac cu carne. Îmi plac astea cu brânză. Ouă scrop cu salam, cu cârnați, cu carne. Aici este fasole. Aici se face panche. Aici se fac ochiuri. Seniora este foarte bravă. Aici sunt salamuri de toate felurile. Salam, parizer, șuncă presată, tot ce vă place. Brânza din Turcia îmi place foarte mult, este foarte bună. Asta afumată este foarte gustoasă, mie îmi place asta. Smântână. Aici avem limonată. Eu o să vă arăt doar câteva din mâncărurile din bucătărie, dar să știți că sunt foarte multe, după plăcere, după preferință.
Astăzi este ziua de pastă aici. Deci așa cum am spus, astăzi este ziua de pastă. Spaghetti, pene rigate, pasta fatta in casa. Merhaba! Ragazzi bellissimi della Turchia e gentilissimi. Găsim pește și afumat, salmone. Aici avem ciorbe, supă de roșii, condimente. Și la baklava. Astăzi e frumoasă. Aici este frizerie și magazine. Am ieșit deja afară și mergem spre piscine. Am ajuns la primele piscine. Sunt foarte multe piscine. M-am uitat de sus din cameră. Și așa cum am crezut de la început, simbolul acestui resort este steaua, pentru că și în piscine sunt stele. Și de aici încep piscinele mari.
Apa este de 1,40 m. Este foarte frumos. Resortul este foarte mare. Văd o mulțime de piscine. Are mult spațiu. În față se vede hotelul Royal Holiday Palace, unde am stat acum 2 ani. Este foarte minunat. Mă apucă nostalgia când îl văd. Aici este topoganul, este foarte mare. Uitați-vă cum sunt de mari topoganele. Eu am obosit când am urcat până aici. E ceva fantastic. Jocuri pentru copii, piscine pentru copii. Așteptăm să se răstoarne găleata cu apă, se umple, începe să întoarcă pe o parte și s-a răsturnat. Aici sunt jocuri pentru copii la care le dă drumul seara. Copiii sunt foarte fericiți când se joacă aici. Este foarte frumos. Sunt și mașinuțe de cart. Sunt și terenuri mari de jucat, volei, tenis, handbal. Bună dimineața, dragii mei! Astăzi m-am trezit de dimineață și o să mergem la plajă, să vedeți plaja, să vedeți insula de pe plajă. De aici se pornește, circa 5 minute și ajungem. Dar sunt și mașinuțe de transport. Foarte comode, foarte frumoase. Noi o să mergem pe jos astăzi. Acesta este drumul care duce la mare. Este un trotuar acoperit cu flori, este umbră, se poate merge și pe jos. Este foarte frumos. Sunt și bănci unde te poți odihni dacă obosești. Soțul meu deja e obosit. S-a așezat. Aici este barul unde vin cei de la plajă să-și cumpere băuturi răcuritoare, dar este închis pentru că noi am venit foarte devreme. Aici este strada pe care vin mașinuțele, foarte frumoasă. Sunt și jocuri pentru copii, pentru cei care vin la plajă. Și aici este intrarea la plajă. Aceasta este plaja. De aici începe insula. După cum vedeți, majoritatea resorturilor au insule. Marea este superbă astăzi. Limpede și frumoasă.
Am ajuns pe insulă. Este bar, dar nu este deschis încă. Cred că la ora 10 se deschide. Good night, Dan! No, Italia, Italia! Seara se vede foarte frumos de aici. Se văd toate resorturile din împrejurim. Aici este barul de pe insulă. Încă nu s-a deschis pentru că noi am plecat cu noaptea în cap să filmăm. Mai târziu se deschide. Insula este mare în comparație cu alte resorturi unde am fost. Mi se pare mai mare. Posturi mai multe pentru plajă. Și uitați ce minunăție este aici. Sunt aceste spații amenajate pe stare la umbră. După care te arunci în mare. Wow, ce frumos este! Minunat! Acum o să vedem și cum se vede hotelul noaptea. Și uitați-vă ce frumusețe! Sunt în balcon la noi. Uitați cât de frumos se văd piscinele noaptea. Hotelul Royal Holiday Palace se vede minunat. Dragii mei, eu am încercat să filmez în acest resort detaliile care ne interesează cel mai mult pe toți, și anume camera, piscinele, restaurantul, plaja, locurile de joacă pentru copii, insula, și cred că am reușit cât de cât să vă arăt ce vă interesează. Noi am fost mulțumiți și fericiți că am ales acest hotel. Sper să vă placă acest video și să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru susținere, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag pe toți. Să ne revedem și la următorul video cu bine!